Denis Ștefănescu este asistentă medicală la Spitalul Orășenesc din Babadag. Are 18 ani și... jumătate. Denis Ștefănescu are la activ premiul întâi în Festivalul Național Cântarea României. A apărut deja cu succes în multe spectacole ale ansamblului artistic al Uniunii Tineretului Comunist, chiar pe scena Palatului Sporturilor și Culturii din Capitală, în fața a aproape 7.000 de spectatori. A studiat... vioara. Deci, spre deosebire de celelalte două concurente, a studiat vioara și este elevă la Școala Populară de Artă din... Constanța, unde am și terminat liceul sanitar. Iată prima piesă pe care ne oferă concurenta. Este un șlagăr laureat și la Mamaia 87 și la concursul Melodii 87. Aparține tânărului compozitor Dumitru Lupu. Versurile aparțin unei poete din Pitești, Mala Bărbulescu. Ce mult te-am iubit! În fața microfonului, concurenta din Babadag ne va recita o poezie de Nichita Stănescu. Cum se intitulează ea? Greul, și face parte din ciclul Cântarea României.
de Nichita Stănescu. Grâul e rațiunea pământului, se cuvine cântată istoria lui, se cuvine timpul să ia forma pâinii, aici, pe marile câmpuri, în metalica lună de vară. Pâinea e visul pământului, vis de iarnă, sfărâmând straturi groase de gheață. Carul de triumf al zeiței belșugului are drept roți două pâini rotunde. Pâinea e visul pământului, niciodată înstrăinat de bobul de grâu, așa cum grâul niciodată nu se înstrăinează de rădăcina care îl ține. Așa cum rădăcina nu se înstrăinează de pământul ce o naște, așa cum niciodată pământul nu se înstrăinează de cei care îl lucrează, schimbându-l încetul cu încetul după chipul omului viu. După proba de recitare, să vedem la ce melodie din lista de 10 piese s-au oprit membrii juriului pentru a fi interpretată cu acompaniament de pian. O rugăm pe Denis Ștefănescu să interpreteze piesa Cameliei de Scălescu, Acele veri ale iubirii. Juriul a ales într-adevăr o piesă grea, așa cum grea este și dragostea, cum glăsuiește titlul piesei următoare, aparținând lui Dan Stoian, versurile Eugen Rotaru. Aștia o zi din viața mea pentru orice vorba ta, care-mi spune dragostea oricând. Și vorbele le-aș aduna să-mi aducă liniștea, și înapoi eu ți le-aș da iubind. Grea-i dragostea, dar ce dulce-i vorba sa, și te las supus chiar de un cuvânt nespus. Grea-i dragostea, dar ce și mai grea, prins în privirea ta, grei, grei dragostea. O vorbă doar atâta cer, să mă lași apoi să sper, că nu vei mai fi stingher nici când. Mă chin
camera ta, noaptea trece cu rea și visul meu te arată, iubind. Grea-i dragostea, dar ce dulce-i vorba sa, și te lași supus chiar de un cuvânt nespus. Grea-i dragostea, dar pe ce și mai grea, prinsă în privirea ta, grei, grei, dragostea. Să vedem acum duetul pe care l-a ales interpreta, o altă întâlnire cu o laureată din anii trecuți a concursului Steaua fără nume, mai ales din anul 1976. O piesă a aceluiași compozitor Dan Stoian, versurile Angela Ciochină, piesa se intitulează Am vrut, firește, duet cu Angela Ciochină, interpretă și autoare a versurilor. Am vrut să stau cu luarea florii.
invit în scenă și pe celelalte două concurente, Dana Popescu și Florentina Dumitru. În ordine inversă, Florentina Dumitru intră întâi, Dana Popescu. Și acum notele pentru Dana Popescu. Începem cu maestrul Laurențiu Profeta. 9. Camelia Descălescu, 9. Petre Mihăescu, 10. Ionel Tudor, 10. Bițu Fălticineanu, 10. Marius Seicu, 10. Dan Ardelean, 10. Să vedem notele juriului pentru Florentina Dumitru. Începem cu compozitorul și dirijorul, Dan Ardelean. 9, 9, 9, 10, 10, 8, 9. Și Florentina Dumitru a depășit punctajul necesar promovării, 60 de puncte, chiar dacă juriul a fost mai exigent. Să vedem acum notele pentru Denis Ștefănescu. Începem din nou cu compozitorul Laurențiu Profeta. 10, 10, 10, 10, din nou 10, 10, și în sfârșit 10. 70 de puncte pentru concurenta din Babadan. Le felicităm din toată inima pe cele trei concurente promovate în etapa a doua. Vă mulțumim! La revedere!